Absolvenții de învățământ din promoția 2024 sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor locale și punctelor de lucru din subordinea JOFM Olt, în raza cărora și-au domiciliul, pentru a putea beneficia de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de alte măsuri de stimulare a ocupării. Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în evidențele JOFM Olt sunt actul de identitate, diploma de absolvire sau adeverința din care se rezulte, data absolvirii și curriculum vitae. Potrivit prevederilor legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale în vârstă de minim 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, din raza căreia își au domiciliu și se încadrează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării, respectiv 660 de lei. Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii conform legislației în vigoare în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii. În anumite condiții, absolvenții pot beneficia și de indemnizație de șomaj. După expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire, în cazul în care absolvenții s-au înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, aceștia pot beneficia la cerere de indemnizație de șomaj în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare pentru o perioadă de 6 luni. Persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, nu beneficiază de indemnizație de șomaj. Informații detaliate privind acordarea indemnizației pentru absolvenții de învățământ sunt afișate pe site-ul instituției www.aneofm.ro sau pot fi obținute prin contactarea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt.